Salutare, prieteni dragi, și bine ați venit din nou în bucătăria mea, Bucătărește cu Rodica. Astăzi vom pregăti o rețetă foarte ușoară și în câteva minute este gata. Vom pregăti o glazură de ciocolată cu doar 4 ingrediente. O glazură foarte bună pentru prăjituri și torturi și acum că suntem în pragul sărbătorilor, eu cred că toată lumea caută o glazură ușoară și rapidă. Deci să începem! Într-o crăticioară vom adăuga 40 ml frișcă lichidă, 40 g unt, 35 de grame zahăr, 20 de grame cacao, iar acum amestecăm foarte bine, iar când ajunge compoziția la punctul de fierbere, o vom lăsa să fiarbă aproximativ 2 minute, amestecând continuu. Este foarte important. O vom transfera într-un bol curat. Înainte de folosire, este indicat să o lăsați să se răcească puțin, amestecând din când în când în ea. După care, dragii mei, o puteți folosi pentru prăjituri și torturi. Și glazura noastră este gata. Iar acum vă doresc spor la treabă și dacă v-a plăcut rețeta, dați-mi un like, distribuiți, abonați-vă și nu uitați să activați clopoțelul. Vă doresc o zi bună și numai bine! Pa, pa!